ziua! Mă numesc Nelu Marin, sunt reprezentant tehnic în cadrul companiei AgriCover pe zona de est a țării. Ne aflăm în localitatea Măicănești din județul Vrancea, la ferma domnului Grigore Constantiv, SC Agroserv Grig. Ne aflăm într-o solă de rapiță în care s-a aplicat una din soluțiile propuse de către compania AgriCover. În această solă s-a aplicat la tratamentul 1 biostimulatorul AminoStart. Este un biostimulator pe bază de aminoacizi și polizaharide pe care vi-l recomand să-l aplicați în doză de 1,5 litri la hectar. Este un biostimulator care practic înlătură efectele datorate diferiților factori de stres. Tot la tratamentul 1, în cadrul acestei sole, s-a aplicat și fungicidul Protendo. Protendo este un fungicid pe bază de protioconazol. Este o substanță activă din grupa triazolintionelor. Este o substanță activă cu un puternic efect preventiv, curativ și eradicativ, cu un efect de stimulare a dezvoltării plantelor. Practic, reprezintă un nou standard în combaterea bolilor în cultura de rapiță din cadrul fermelor dumneavoastră. Tot la tratamentul 1, în această solă, s-a aplicat și insecticidul Poleci sau Detrido. Este un insecticid pe bază de deltametrin, o substanță activă din categoria piretruizilor de contact. S-a aplicat în doză de 0,3 litri la hectar pentru combaterea ceutorincusului la cultura de rapiță. La tratamentul 2, în această solă, s-a aplicat pachetul Cardax Rapiță. Este un pachet tehnologic constituit din două fungicide, Protendo, pe care vi l-am prezentat anterior, și Azoxipro. Azoxipro este un fungicid pe bază de azoxistrobin, o substanță activă din categoria strobilurinelor. Este o substanță activă sistemică cu efect translaminar și cu eficacitate deosebită pe alternarea și sclerotinia. Pachetul tehnologic este recomandat a se aplica pe 15 hectare. Doza la Azoxipro este de 1 litru, iar la Protendo este de 0,3 litri la hectar. Acest pachet Cardax rapiță are o eficacitate mărită pe foma, pe alternarea, pe sclerotinia. Pe foma vi-l recomandăm să-l aplicați la apariția primelor simptome, pe sclerotinia până la începutul înfloritului, iar pe alternarea vă recomand să-l poziționați până la maxim 4 cm din siligvele formate. Tot la tratamentul 2, în această solă, am aplicat și insecticidul Gazel sau Turenix. Este un insecticid pe bază de acetamiprid, este un insecticid sistemic pentru combaterea gărgăriței tulpinilor și gărgărița bobocilor florali. Doza pentru care este omologat este de 0,2 kg la hectar. Dragi fermieri, vă recomand să folosiți una din soluțiile oferite de către compania AgriCover. Sunt soluții eficiente, sunt soluții complete, sunt soluții pe care vi le oferim la prețuri competitive în vederea reducerii costurilor la nivelul fermelor dumneavoastră.